Încep știrile Canal D. Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un scandal în trafic s-a lăsat cu moartea unui om la Bacău. Un bărbat de 53 de ani a fost lovit de mai multe ori de un tânăr pentru că i-ar fi atins oglinda mașinii. Victima a fost sportiv de performanță, s-a prăbușit la pământ sub privirile îngrozite ale martorilor. Procurorii l-au prins pe agresor și l-au lăsat în libertate. Explicația lor e șocantă. Bărbatul suferea de alte boli și încă nu e clar dacă loviturile încasate au dus la deces. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un mănunchi de medalii, lumânări și o poză înfățișând victima. Este un altar construit pe gardul unei școli aproape de locul tragediei. Totul s-a petrecut aseară. O bătaie în trafic în fața școlii numărul 10. O stradă îngustă din Bacău și o dubă de marfă care înaintează cu greu. Un pieton se strecoară și atinge oglinda mașinii. Se iscă o ceartă și un tânăr de aproximativ 20 de ani coboară din vehicul. A fost în conflict cu un șofer, nu știu ce, i-a fi dat ăla o palmă. I-a dat o palmă de a căzut, l-a făcut una cu pământul. Polițiștii spun că victima în vârstă de 53 de ani a fost lovită cu pumnul și palmele. A rămas fără aer și el s-a clătinat și a căzut jos și acolo i-a fost soară. Cei doi indivizi din vehiculul de marfă s-au făcut nevăzuți. Polițiștii au verificat camerele de supraveghere din zonă și așa i-au identificat încă de aseară. L-au reținut pe unul dintre ei sub acuzația de lovituri cauzatoare de moarte. Rudele victimei au aflat de tragedie la scurt timp după ce s-a petrecut și au venit într-un suflet pe strada blocată de jandarmi. Mă lași ca să văd numai fața! Decesul are mai multe cauze, spun legiștii. Insuficiență respiratorie acută, hemoragie internă, AVC. Însă procurorii au făcut astăzi un anunț șoc. Bărbatul suferea de diabet și probleme la ficat. Cel puțin pentru moment, nu sunt indicii că loviturile încasate ar fi dus la deces. Tânărul reținut este în continuare cercetat, dar procurorii nu au suficiente probe, așa că l-au eliberat. Totul s-a petrecut în dreptul unei școli, în zona în care locuia victima, una intens circulată. Cel răpus seara trecută e un fost practicant de box. Mihăiță Necșulescu a adunat mai multe medalii în această disciplină, ba chiar a luptat într-o finală cu marele Francisc Vaștag, pe când acesta era campion mondial. El, în anul 1980, a început să fie boxeor. A început de la anii, de la 18 ani până la 24. Ultimul meci care a fost, a jucat cu Leon și cu Vaștag. În urmă cu o lună, Mihăiță Necșulescu și-a pierdut fratele. Acum, rudele sale se pregătesc de o nouă înmormântare. Autoproclamatul lider spiritual Adi de la Brad a ajuns în stare gravă la spital. Bărbatul era cercetat pentru acuzații serioase, inclusiv abuz sexual și viol. Acum este internat la terapie intensivă la Deva. Colega mea Iulia Dumitrașcu este în direct. Bună seara, Iulia. Ce spun medicii? Bună seara, bun găsit tuturor! Ardelean Farcaș este în stare gravă, în comă și a fost intubat. A ajuns ieri la spital, iar medicii au descoperit o hemoragie digestivă de amploare, o infecție la rinic, dar și ocluzie intestinală. Spun aceștia ar fi vorba despre probleme de sănătate mai vechi, care însă s-au agravat brusc. Bărbatul, cunoscut drept guru Adi de la Brad, a fost arestat în urmă cu 2 luni pentru că ar fi abuzat femei din comunitatea Copiii Soarelui. De altfel, el se autoproclamase lider spiritual al acestei comunități. Spun surse din anchetă că această comunitate era practic un paravan pentru ca el să facă diverse abuzuri. Chiar și așa, judecătorii au decis ca fostul miner în vârstă de 59 de ani să fie cercetat sub control judiciar. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Iulia. Se anunță cel mai secetos an din ultimii 60. Hectare întregi de recolte sunt distruse, pământul este crăpat, iar în unele zone ale țării culturile au fost invadate de lăcuste. Seceta va aduce o explozie a prețurilor și așa prea mari pentru buzunarele noastre. Stai, vreau să încep. De ce?
Sute de hectare din Tulcea au fost invadate de lăcuste. În imagini se observă cum insectele s-au așezat ciorchine pe culturi. Semnal secetei, spun fermierii. De altfel, meteorologii cred că acesta ar putea fi cel mai secetos an din 1969 încoace. Aceste galbene sunt consumul plantelor raportat la câtă apă a primit. Și e diferență imensă. Este o perioadă mult mai îndelungată de luni secetoase. Este primul an în care lunile de iarnă au avut aproape toate suprafețele sub secetă. E primul an în care seceta a rămas și pe parcursul iernii. Apa acumulată în sol anul trecut a scăzut cu aproximativ 30 de litri față de media lunară din ultimii 20 de ani. Perioada în care a fost valul de căldură, care a persistat aproape 9 zile în zona țării noastre, totuși au fost și manifestări de instabilitate, dar desigur nu suficient cât să reducă deficitul de apă din sol. Seceta a distrus o bună parte din producție și va continua să facă ravagii, iar recolta mai puțină înseamnă produse mai scumpe. Avem deja culturile de toamnă, cerealele păioase, afectate mai mult de 50%. Porumbul aproape că s-a uscat complet. La floarea soarelui recolta va fi sub așteptările fermierilor. Ar trebui să ne așteptăm la prețuri mai mari la făină, pâine, paste, porumb, dar și carne de porc sau produse din lapte. Specialiștii estimează scumpiri de cel puțin 10% la toate alimentele. La fel de mult se va scumpi și mâncarea adusă de peste hotare. Mult prea mult pentru românii care trăiesc de pe o zi pe alta. Deci nici 10 lei pe zi nu am. Da? Nici 10 lei nu am pe zi ca să mănânc. După 30 de ani de muncă, Iulia Gagiu are o pensie de 1000 de lei. După ce plătește facturile, nu-i mai rămâne niciun ban de mâncare. Cum trăiesc? Vin la cantină și mănânc. Îmi iau mâncare zi de zi. La multe renunț. Carne? Vă mai cumpărați? Carne ce mi se dă de aici. 400 de persoane care trăiesc de pe o zi pe alta își iau masa caldă de la această cantină socială din sectorul 6. Oamenii își iau mâncarea la pachet. Acest bărbat spune că scumpirile din ultimul an l-au făcut client fidel al cantinei. Dacă nu ar fi mâncarea de la cantină, cred că aș face o foame cruntă. Se duc exact toți banii dacă intru în supermarket. Sunt convins că o să se scumpească mai mult, dar pensiile te rămân tot aici. Prețul alimentelor a explodat în ultimul an și tot mai puțin își permit să pună ceva pe masă în fiecare zi. Masa îmbelșugată și carnea au devenit un moft. Grav cu prețurile. M-am obișnuit cu puțin. Nici nu vreau să mă gândesc ce aș putea să cumpăr. Cu 300 și ceva de lei care rămâne pe lună, spune și dumneavoastră. Poți să supraviețuiești? Mănânci toată ziua cartofi, fasole. În ultimul an, cartofii și uleiul s-au scumpit cu aproape 50%. Mălaiul, făina, pâinea costă mai mult chiar și cu 30%, iar restul alimentelor de bază înregistrează prețuri mai mari cu aproximativ 15%. Creșterile de preț vor continua, iar apogeul va fi atins la toamnă, estimează fermierii. A plouat peste regiunea Moldovei, cea uscată de secetă, dar și peste sudul țării, unde a fost în vigoare o avertizare de precipitații abundente. Apa din cer a venit ca un răspuns de la cel de sus, cred preoții care au ținut slujbe împotriva secetei. Scepticii sunt de părere că tot irigațiile ne-ar fi scutit de un chin. Ploaia s-a pornit dintr-o dată în timpul unei slujbe ținută pe un câmp ars de soare din județul Bacău. Preoții uzi până la piele nu s-au oprit și au continuat să se roage în fața mulțimii încremenite de uimire. Cerul a continuat să toarne după încheierea procesiunii, fapt ce a întărit convingerea credincioșilor că ploaia e de la Dumnezeu. Dumnezeu dacă te rogi la dânsul... Ritualuri de acest fel s-au oficiat în aproape toate localitățile afectate de secetă, în biserici sau lângă ogoarele pârjolite de căldură. Preoții au încercat să adune norii prin rugăciune, așa cum o făceau străbunii cu secole în urmă, iar minunea s-a întâmplat. La Lețcani, în Iași, a turnat cu găleata. Noi ne rugăm acasă, individual, cum, dar e bun să ne ducem așa, mai în grup, ca să Dumnezeu ne ascultă rugă. Ne-am unit și primăria și biserica, toți preoții din comună, și am alergat cu micul mare și mai tineri și mai în vârstă, și animalele au fost acolo pentru a cere lui Dumnezeu îndurare, iertarea păcatelor noastre, pentru că prima motivație, așa spunem noi, biserica, este din cauza păcatelor, această secetă prelungită, iar
În consecință, adunându-ne acolo, am invocat mila lui Dumnezeu. Acum ne bucurăm să plouă cât de cât. A avut efect rugăciunea? După cum se vede, ar părea să aibă efect. Prea mulțumit suntem în fața lui Dumnezeu. Mai aplecați spre latura pragmatică a vieții, alții sunt de părere că în loc de rugăciuni n-ar fi prins bine o rețea de irigații finanțată de stat. Altfel vom fi la mila Domnului și în anii următori, iar îndurarea lui n-are mereu precizia unui ceasornic. Constatarea vine de pe rețelele de socializare, unde slujbele pentru ploaie au devenit izvor de glume. Popii moldoveni care fac slujbe pentru ploaie sunt rugați să dea coordonatele exacte pentru că îi neacă pe olteni. Suntem așa, nu știu, mai... Amărâți noi în Moldova? Poate, nu știu, poate, sau... poate, poate. Suntem, știu, mai păcătoși decât ceilalți de le-au dat lor și nu, nu? Da, da, dacă le-au dat și lor și le-au dat și gheață și mai gine, fac ceva așa la lăsăși, mai faci și mai strângi ceva, dar la gheață nu mai strângi nică. Păcătoși ar fi și alții. Noi doar tragem de pe urma lor. De ce? Din cauza războiului din Ucraina. Atâtea explozii și atâtea probleme care sunt și alea emană și... cum să vă spun eu, dumneavoastră, ca să fiu mai pe înțeles, și emană și chestii care îți alungă norii, îți faci, îți dreci. Eficiente sau nu, slujbele pentru ploaie au totuși rolul lor, spun antropologii. Aduc oamenii împreună și cresc solidaritatea socială în vremuri grele ca acestea. Cu alte cuvinte, rău n-au cum să facă, atât timp cât nu ne bazăm viitorul doar pe pronia cerească. Trei adolescente, toate în vârstă de 15 ani, au fost pulberate de o mașină pe o trecere de pietoni. Se pare că șoferul vinovat consumase droguri înainte să urce la volan. Colega mea, Iuliana Basalic, ne spune care este starea copilelor. Bună seara, Iuliana, te ascultăm. Bun găsit! În acest moment ne aflăm chiar în locul în care s-a petrecut accidentul, care ar fi putut avea urmări grave. Polițiștii au stabilit că fetele traversau în mod regulamentar pe această trecere de pietoni când o mașină a venit din acea direcție și le-a lovit în plin. Șoferul în vârstă de 41 de ani a fost testat la fața locului. Acesta nu băuse înainte, însă a ieșit la iveală că șoferul consumase cocaină înainte de a se urca la volan. În urma impactului, două dintre cele trei adolescente au ajuns la spitalul de copii din Galați. Din fericire, medicii au stabilit că fetele nu au suferit răni grave, totuși victimele au rămas în spital pentru investigații medicale suplimentare. Oamenii legii au deschis în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe. Acestea au fost pentru moment informațiile. La revedere! Traiul de zi cu zi este tot mai greu de dus pentru români. Pe lângă explozia prețurilor și ratele devin covârșitoare. Din salariu nu mai rămâne nimic până la final de lună, mai ales că din cont dispar către bănci tot mai mulți bani. Mai întâi își achită dările, iar de trăit din ce rămâne. Nici o bancă nu-ți dă bani fără să-și ia înapoi comisiuni. Deci e logic. Deci ori cămătarii noștri, ori banca tot aia e. Domnul din imagini lucrează la o firmă de curățenie, unde nu câștigă mai mult de 1500 de lei. E stâlpul familiei, dar recunoaște că abia ține casa cu banii aceștia de nimic. Deci dumneavoastră din 1500 de lei plătiți 400 către bancă. Către bancă, da. Plus întreținerea 489 de lei. Și cam ăștia sunt banii. Foarte greu. E greu de tot, salarii mici, 15 milioane. Cu ce Dumnezeu să acum să plătim factura la telefon. Sincer, din salariu a mai rămas cu 150 de lei. De la o lună la alta se mai adaugă câteva zeci de lei către rata la bancă, așa că n-are încotro decât să mai taie din bugetul pentru familie. Alimente mai puțin, cartofii de bază, varza, mâncarea săracului, dar până la urmă au ajuns așa, mâncare de lux. Mai e mâncarea săracului. Unii oameni, în schimb, nu au doar un credit, ci nevoia i-a împins la mai multe împrumuturi. Păi am vreo 4-5 rate eu. Și? La una am 1000, la una am 500 și la una 630. Îți permiți și din bonuri mănânci. De salariu se duce pe rate? Da, salariul nu-l vezi. De 30 de ani muncesc, de 30 de ani numai rate. Numai așa am cumpărat totul, numai rate, nu cu bancheș, n-am. Ca să facă față creditelor, mulți muncesc în străinătate pentru a plăti ratele de aici. A trebuit să plecăm din țara asta ca să putem să achităm o casă aici. Deci ați plecat în străinătate pentru a strânge bani?
Da. Ratele la bancă s-au majorat semnificativ odată cu creșterea ROBOR. Mai mult, Banca Națională a României a majorat și dobânda cheie cu un punct procentual până la 4,75%, iar băncile comerciale sunt așteptate să urmeze trendul. Bacalaureatul nu mai reprezintă o piedică în calea tinerilor care aspiră la culmile succesului, cu toate că nu au reușit să treacă de pragul maturității. La nici două săptămâni de la încheierea examenului, tot mai mulți tineri se află în căutarea unui loc de muncă, iar în acest context, numărul de aplicări pentru joburile din categoria fără experiență au crescut chiar și cu peste 20%. Ghidați după principiul și cu bac și fără bac, tot șofer de tir mă fac, tot mai mulți tineri aleg calea șoferiei. Așa s-a întâmplat și în cazul Loredanei și a lui Robert, care de 4 luni colindă împreună Europa cu camionul, căci sunt amândoi șoferi profesioniști. Ne și place să conducem, ne place să vizităm țări. Avem oportunitatea să vizităm foarte multe țări. Și este vorba și de salariu? Câștigăm undeva la 4.600 de euro amândoi. Niciunul dintre ei nu și-a luat bacul, însă drept e că nici nu au încercat și nici nu au de gând să o facă prea curând, căci sunt convinși că salariul pe care îl primesc acum ca șoferi nu ar putea fi egalat. Nu am luat bacul, nici nu am încercat să-l dăm, pentru că prima noastră opțiune a fost să devenim șoferi pe camion. Problema noastră este că în momentul de față noi nu avem nevoie de bac și nu ne-ar ajuta să câștigăm mai mult dacă am avea bac. Pe de altă parte, agențiile de recrutare recunosc că domeniul transporturilor se confruntă cu un deficit de personal imens, mai ales că nu orice tânăr poate deveni șofer profesionist. Criza de șoferi este într-adevăr mare, așa cum putem vedea în toate mediile și pe toate platformele de recrutare, peste tot se caută. Cifrele sunt zeci de mii, aș zice, peste 10.000 de locuri de muncă imediat ar fi în partea de șofer profesionist. Noi, ca și companie, nu solicităm diploma de bacalaureat. O altă zonă de activitate în domeniul căreia nu se cere o diplomă de bac este aria sanitară. Postlicealele de profil nu cer o diplomă de bac la admitere. Spun cu teamă când vin la înscriere. Nu am bacul luat. Sunt nicio problemă. Pe perioada celor 3 ani, ai timp să dai examen. De-a lungul timpului s-a încercat schimbarea legislației, astfel că se dorea ca în cazul școlilor sanitare să se ceară la admitere obligatoriu o diplomă de bac. Această propunere nu s-a materializat. Oricum, directorii școlilor de profil văd această propunere discriminatorie. Personal consider că este o nuanță de discriminare, deoarece cu sau fără bacalaureat, dar cu liceul promovat, ei sunt copiii României. Cristiana se pregătește să devină asistentă de recuperare medicală cu acte în regulă. A trecut recent bacul cu brio, iar acum se gândește deja să îmbrățișeze una dintre cele mai nobile meserii. Cu bacul nu consider că ar trebui să fie un impediment în a te înscrie aici. Și la urmă, dacă faci din pasiune ce ai ales, nu contează că ai sau nu bacul luat. Interesul tinerilor este să găsească un loc de muncă. Avem o creștere cu 20% a aplicărilor în această perioadă pe categoria de vârstă 18-24 de ani. Topul domeniilor ar fi retail, call center, servicii, Horeca și pe zona de IT. Realitatea cruntă arată că diplomele nu mai cântăresc atât de mult în decizia de angajare a unei persoane. Ceea ce contează, spun specialiștii, e atitudinea și curiozitatea. Este bătaie pe muncitorii asiatici. Patronii disperați să găsească angajați fură lucrătorii de la alte companii. Deja este o practică des întâlnită, spun cei din industrie, care cer înăsprirea legii, astfel încât să fie în avantaj și pentru asiatici, dar și pentru patroni. Harutama are 27 de ani și este unul dintre cei 20 de nepalezi care lucrează în acest restaurant. De 4 ani muncește pe meleagurile noastre pentru ca familia sa să aibă un trai mai bun. Bine ești aici. Bine ești venit la România. A venit primul fratele meu aici. Un an înainte și ai recomand România. Țara frumos, facem puțin bani. Eu sunt barman și faceți băutură, ceva. Dacă în țara sa de baștină ar fi câștigat $100, aici venitul este de 5 ori mai mare, iar cum românii nu se înghesuie să lucreze în restaurante, patronii îi primesc cu brațele deschise. Am început să aducem și din India, Pakistan, Bangladesh,
La momentul de față, în companie, cred că avem peste 15 naționalități. În toată compania avem undeva la 120, peste 120. Ultimii au venit în luna februarie. Am avut ultimii aproximativ 20-25 de asiatici ce au venit. 10.000 de muncitori asiatici lucrează în Horeca. Mulți au venit să acopere puțin din deficitul de angajați din agricultură. Family Sri Lanka, copii doi, băiat, fata, casa, banii, se pleacă. Cererea de forță de muncă din Asia se vede și în cifre. Dacă în 2016 5.500 de muncitori din afara Uniunii Europene puteau munci la noi, anul acesta, guvernul a aprobat avize pentru 100.000 de lucrători asiatici, însă autoritățile române nu pot procesa un volum atât de mare de dosare. Din păcate, s-a ajuns la niște întârzieri foarte mari. Avizele de muncă au întârziere de 3-4 luni. Ca să nu mai aștepte, mulți patroni fură angajații asiatici de la alte firme. Lucrătorii străini sunt în principal din Asia, sunt ușor identificabili și îi văd la lucru și le fac oferte sau îi văd pe stradă și le fac o ofertă. Ei nu-și dau seama la ce se expun. Nu intuiesc toate consecințele la care se expun atunci când intră într-un proces de schimbare de angajator. În acest moment, plecarea unui angajat asiatic înseamnă pierderi uriașe pentru angajatorul inițial. De asemenea, există riscul ca muncitorul să ajungă în stradă sau să lucreze la negru. Așa că specialiștii din industrie cer înăsprirea legii care privește muncitorii din afara Uniunii Europene. E prăpădă în patria vinului, la Vrancea. Un ciclon, așa cum l-au numit viticultorii, a nimicit podgorile. Grindina măruntă, asemenea gloanțelor, a măcinat strugurii de pe sute de hectare de viță de vie. Pierderea lor e și a noastră. Vom avea vin românesc mai puțin și mai scump. O vijelie puternică însoțită de grindină i-a lăsat fără agoniseala de viață pe viticultorii din Vrancea. Totul într-o zi caniculară, fără șanse mari de precipitații. A fost 37 la umbră, 38, era 40-45 de grade. Odată a venit într-o seară și pe la 4 așa, a venit întâi cu furtună și după aceea a venit cu piatră, nu mare piatră, cât bobul de grăunte, de fasole, dar mult, ziceai că e zăpadă. Uitați că nu e un strugure, nu e nimic aici, uitați că nu e nimic aici, totul este făcut praf. Via nu are buren, via este lucrată. Eu fac din dragoste tot ce am făcut aici. Ionel Țăranu abia își stăpânește lacrimile. Este viticultor din tată-n-fiu, dar spune că nu a mai văzut până acum asemenea dezastru. Potopul de gheață i-a măturat la propriu peste 300 de hectare de viță de vie și a năruit cu totul previziunile unei recolte bogate. La orele 16 după amiază a venit o ploaie foarte primejdioasă, un ciclon, care ne-a distrus recolta 100%. Sunt un deținător care am 50 de hectare de vie și la toamnă nu am ce să culeg. Și alți viticultori din zonă își numără acum pagubele. Distrugerile produse de grindina puternică afectează viile pe termen lung și e nevoie de timp ca butașii să poată produce din nou struguri. Abia peste 2 ani mai pot spera că vor putea recolta ceva. În procent de 100% sunt 105% distrus. Inclusiv sistemul de susținere a fost distrus. Situația este foarte gravă. Anul ăsta producție nu, nici pe anii următori. Via, din păcate, e compromisă. Totuși, viticultorii sunt de părere că dezastrul ar fi putut fi evitat cu ajutorul rachetelor antigrindină, numai că acestea nu au avut undă verde pentru a împrăștia norii în ziua respectivă. Ei au avut o motivare în care au spus că n-a fost culoarul cu Ucraina și au trimis că aici va fi un culoar care nu trece niciun avion, că toată ziua sunt aici și nu trece niciun avion. Atunci, taman în intervalul ăla orar, atunci au trecut avioanele și atunci n-a mai fost cei de la sistemul antigrindină, n-au avut liber să tragă. Cu viile distruse complet, fermierii speră acum la un sprijin din partea autorităților pentru a putea continua investițiile în culturi. Vrancea este cel mai important bazin viticol al țării, cu peste 22.000 de hectare cultivate cu viță de vie. Pierderea lor se traduce în mai puțin vin românesc pe piață și la o creștere de preț a celui existent. Distracție, muzică și dans, toate direct pe plajă până la răsărit. De asta vor avea parte petrecăreții la cel mai mare festival muzical de la Malul Mării. Povestea Never See 2022 a început astăzi, iar colega mea, Raluca Sevastru, ne introduce în lumea de bazm de acolo. Bună seara, Raluca, te ascultăm, ești în direct. Să
6 scene ale festivalului vor urca artiști de top, precum Black Eyed Peas, Alesso, Dujamo, Taiga, dar și artiști români precum The Montan, Delia și DJ Pascal Junior. Pe scena principală în acest moment cântă artistul român Urs, cel care a participat și la Eurovision. Se dansează pe măsură, iar cine obosește, să știți că are la dispoziție mai multe zone de relaxare. Vorbesc despre 20 de designer români, artiști de make-up și hairstyle, sunt prezenți la festival. Din corturile lor, fanii Never See își pot cumpăra outfit-ul de festival și pot primi chiar și recomandări despre ce stil de machiaj sau hairstyling se potrivește. Să știți că și forțele de ordine sunt cu ochii pe distracția de aici, peste 1000 de polițiști, jandarmi și ofițeri antidrog monitorizează atent festivalul pentru a verifica eventuala distribuire a substanțelor psihoactive, fiind de participanți vor fi și agenți sub acoperire. De asemenea, accesul în festival se face doar de 2 ori, mai exact participanții au dreptul la 2 intrări și 2 ieșiri. Momentan, acestea au fost informațiile de aici, de la malul Mării. Cristi, mă întorc la tine! Mulțumesc, Raluca! Este primăvara din ultimii 2 ani în care turiștii din toate colțurile lumii pot călători liber oriunde își doresc. Faptul că străinii revin în România se resimte din plin, mai ales în domeniul turismului. Branul parcă a revenit la viață odată cu sosirea oaspeților de peste hotare. Castelul lui Dracula este motorul economiei din zonă, de pe urma căruia profită și patronii micilor afaceri. De forfota din jurul castelului Bran le-a fost dor tuturor celor care au afaceri în localitate. Străinii au început să ne viziteze din nou țara, fără teamă de restricții, iar legenda contelui Dracula atrage turiști ca un magnet. Marvin și Michael au venit din Germania ca să-și petreacă cele 2 săptămâni de concediu în România. Au vrut neapărat să treacă pragul castelului, dar au în plan și alte obiective. I think it's bigger. It's bigger. It's very small castle, but nice. Nice castle. It's a very nice impression of the country and the people. The cities are very nice because you have many old buildings, fantastic history. Înainte de izbucnirea pandemiei, majoritatea turiștilor care veneau la castelul Bran erau străini. În ultimii 2 ani, vizitatorii de peste hotare s-au lăsat așteptați, dar acum lucrurile par să fie revenit la normal. Acest lucru se vede și în cifre. Anul trecut, compania care administrează domeniul Bran a avut un profit de peste 2 milioane de euro. În 2020 și 2021-2020, scăderea a fost bruscă, a fost vorba de o prăbușire, turiștii străini au fost aproape inexistenți. În 2021 procentele s-au ușor reglat, aveam turiști români undeva spre 60%, iar de anul acesta turiștii străini trec ușor de jumătate. Și revenim astfel pe trendul care eram obișnuiți până în 2019. Bucuroși de oaspeții din străinătate sunt și micii comercianți, care își vând produsele la poalele castelului Bran. Turiștii din afara României nu pleacă din zonă fără să cumpere suveniruri sau preparate tradiționale românești. Însă cel mai mare succes îl au tarabele cu mâncare gătită, unde gurmanzii pot savura tochitură de berbecuți, frigărui, friptură, cârnăciori sau murături. Anul ăsta pare că este mai mult mai bine, da? Adică, așa după cum știți, au fost interdicțiile. Comerțul din jurul castelului a supraviețuit datorită afluxului de turiști. Hotelurile și pensiunile din Bran încep și ele să se umple de oaspeți din străinătate. Mulți caută locuri de cazare inedite, iar o locație preferată de turiști este acest complex cu cabane în stil scandinav. Cele 3 căsuțe care pot fi închiriate sunt amplasate în mijlocul naturii, iar condițiile din interior sunt demne de un hotel de lux. Diferența se vede, ridicându-se restricțiile, ei au început să sune, să ne caute, să vină să ne viziteze. Stilul este scandinav, o construcție tip A, gândită cu o baie, cu duș, bucătărie complet utilată, un dormitor open space. Tariful pentru o noapte de cazare pornește de la 700 de lei, iar într-o cabană se pot caza cel mult 4 persoane. Gradul de ocupare se apropie de 100%, iar rezervările sunt făcute deja cu câteva luni în avans. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră.
În partea de sud a țării avem în vigoare două coduri de instabilitate atmosferică valabile până la ora 21. Astfel, în Muntenia mai pot fi înregistrate ploi însemnate cantitativ, iar în nordul și estul Olteniei vor fi averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Astăzi, valorile termice au scăzut semnificativ în toate regiunile. În prima parte a zilei, local în sudul Transilvaniei și al Moldovei, precum și în Muntenia și Oltenia, au fost averse torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse, cantitățile de apă au depășit 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat 50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 24 și 32 de grade. La noapte, cerul va fi variabil cu înnorări în Muntenia și în sudul Moldovei, unde pe arii restrânse va mai ploua, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor mai fi înregistrate și în zona montană și în vestul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 8 și 20 de grade. Mâine vremea se mai încălzește. În jumătate de vest a țării, local la munte și în sud, vor fi înnorări temporar accentuate și averse însoțite de descărcări electrice. Pe spații mici, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est și sud-est. În termometre vom avea temperaturi cuprinse între 25 și 31 de grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia vom avea parte de vreme călduroasă, cu cer variabil și local mai pot apărea averse. Se vor înregistra 27 de grade în Târgoviște și 31 de grade în Slobozia. În Transilvania, instabilitatea atmosferică se menține și sunt așteptate ploi. Vor fi 26 de grade în Brașov, 30 de grade în Alba Iulia. În Moldova avem parte de temperaturi ridicate. Termometrele vor înregistra 30 de grade în Galați, 26 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării sunt așteptate ploi cu descărcări electrice. Temperaturile vor ajunge la 28 de grade în Oradea și 25 de grade în Reșița. Și prin Oltenia vor fi averse cu descărcări electrice. Termometrul va indica 27 de grade în Craiova, la fel și în Slatina. În Dobrogea vremea va fi călduroasă, dar sunt așteptate averse. În termometre se vor înregistra 27 de grade în Constanța, 30 de grade în Tulcea. În capitală, vremea s-a mai răcit și au fost înregistrate averse și intensificări ale vântului, în special în prima parte a zilei. Temperatura maximă a fost de 27 de grade. La noapte sunt așteptate înnorări temporare și averse, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine, în București, vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil cu unele înnorări și vor mai fi condiții pentru ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade. La munte, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. În Carpații occidentali și meridionali vor fi înnorări accentuate și averse însoțite de descărcări electrice. Pe arii restrânse vor fi posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat. Se vor înregistra 15 grade în Semenic și 18 grade în Păltiniș. Pe litoralul Mării Negre vremea va fi caldă. Cerul va avea înnorări temporare și trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 28 de grade, iar temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 24 de grade.